Ora 13, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Medicina este o specializare de elită care salvează vieți. Cu toate acestea, la fel ca în alte domenii, se pot comite și greșeli și medicii pot greși, cu alte cuvinte. În emisiunea de astăzi o să discutăm despre greșelile medicale, dar vom aborda și câteva subiecte de actualitate, cum ar fi de pildă Planul Național pentru Combaterea Cancerului, aprobat recent la nivel de președinte al României. Permiteți-mi să vă prezint și invitații mei de la această oră și îl salut pe profesorul universitar dr. Daniel Coriu, este președintele Colegiului Medicilor din România și directorul Centrului de Hematologie Clinică și Transplant Medular din cadrul Institutului Fundeni. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și cum deja v-am obișnuit, doctorul Nicolae Fotin, medic primar, epidemiolog și specialist în politici de sănătate, vă salut și pe dumneavoastră! Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Și vă propun să începem cu unul dintre cele mai importante subiecte din domeniul sănătății din această săptămână, am spune noi, și anume adoptarea Planului Național de Combatere a Cancerului. Am așteptat foarte mult acest moment și am avut zilele trecute o ceremonie oficială la Palatul Cotroceni în care a fost promulgată legea ce aprobă acest plan. Domnule doctor Fotin, ce aduce planul pentru România și mai ales pentru pacienții cu cancer? Spuneam că așteptam foarte mult acest eveniment. Într-adevăr, în această săptămână, președintele României a promulgat legea care aprobă Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului în România. O strategie, într-adevăr, mult așteptată. Ce aduce nou? Aduce nou faptul că putem vedea că atunci când există voință politică și atunci când considerăm că nu există culoare politică atribuibilă sănătății, lucrurile se pot întâmpla, asta la nivel macro. La nivel micro, pentru pacienții din România ar putea să aducă multiple schimbări, începând de la modificarea indicatorilor de țară pe care noi i-am tot prezentat de-a lungul celor 3 ani de emisiune, care ne arătau că în ceea ce privește cancerul, România stă printre țările cel mai rău de la nivelul Uniunii Europene. Ar putea aduce o schimbare în rândul celor aproximativ 100.000 de pacienți diagnosticați anual cu o formă de cancer. Ar aduce o schimbare de paradigmă în ceea ce privește ceea ce noi cunoaștem la această dată că se întâmplă atunci când un astfel de diagnostic este pus unui pacient. Dezorientare, nu știm de unde să o apucăm, unde să o lăsăm, întârziere în diagnostic, întârziere în investigațiile medicale. Acest plan vine să stabilească niște termene clare de implementare a acestor piloni necesari de la suspiciune până la instituirea tratamentului. Vine să stabilească o modalitate în care lipsa medicamentelor să nu mai fie o piedică în implementarea tratamentului, așa cum discutam și noi cu ani până când un medicament ajunge să fie pe piața din România. Aduce nou educația, pentru că și noi, în calitate de pacienți, trebuie să avem un anumit nivel de conștientizare a riscurilor. Putem implementa o serie de măsuri în care aceste riscuri să fie diminuate și atunci planul propune și abordarea acestei componente de educație încă de pe băncile școlii cu privire la necesitatea prevenției. Aduce o multitudine de aspecte punctuale în funcție de tipurile cele mai întâlnite de cancer din România, plecând de la, cum spuneam, servicii de screening, de prevenție, de depistare precoce, de asigurarea tratamentelor, de diagnostic, de paliație, pentru că este importantă și calitatea vieții pacientului odată diagnosticat, servicii de psihoterapie, de onconutriție, practic tot pachetul necesar, schimbării acelor indicatori de țară de care vorbeam și, la nivel individual, sigur, creșterea calității vieții pacienților, scăderea mortalității, să nu uităm că România stă foarte rău la decesele evitabile, practic
datele arătau că unul din doi români au murit înainte de vreme, deși dacă se implementau astfel de măsuri, lucrurile ar fi putut sta altfel. Dar pentru că domnul profesor a fost parte acestui proiect, o să-l rog să completeze cu lucrurile minunate pe care le-ar putea aduce acest plan, sigur, după o sarcină deosebit de dificilă. Și aș vrea să... în sarcina Ministerului Sănătății să facă și normele de implementare. Exact, asta voiam să-l întreb pe domnul profesor. Când vedeți implementat, după ce completați spusele domnului doctor Fotin, când vedeți dumneavoastră implementat și realizabil acest proiect de anvergură? Întâi de toate să vă spun că am fost parte în acest proiect. Am avut șansa să contribui în partea de hemato-oncologie. Ce aduce nou acest proiect? Faptul că aduce împreună toate elementele de bază, care sunt cauzele legate de malfuncția sistemului. Deci până acum sistemul medical în oncologie nu a funcționat. Și ceea ce este extrem de relevant, că am reușit să le aștenem pe lege. Deci, practic, în momentul acesta avem toate elementele adunate într-o lege și știm ce avem de făcut. Practic ne dă un traseu și ce avem de rezolvat. În hematologie, de exemplu, știm că în leucemie acută avem o mortalitate excesivă, o mortalitate legată de infecții și hemoragie. Știm ce avem de făcut, știm că avem de creat anumite centre de excelență, știm că avem de creat anumite secții speciale. Deci este foarte important că avem de unde pleca. Este prima dată când am adunat toate problemele, e prima dată când specialiștii în oncologie sunt chemați împreună să construiască un astfel de plan. Ăsta cred că este elementul cel mai valoros. Sigur, puteți să avem multe comentarii, că încă o lege, o strategie, și asta este foarte corect, și doctorii și pacienții s-au săturat de strategii și de legi. Dar nu, e prima dată când le avem adunate într-o lege și știm ce avem de făcut. Bineînțeles, Ministerul Sănătății are rolul cel mai important acum de a implementa, de a crea aceste norme. Sunt convins că deja Ministerul Sănătății s-a apucat să muncească pe norme și cu deadline-uri, cu niște timp foarte clar de respectat. Sunt absolut convins că deja... Sunteți convins, eu sper. Eu sunt convins pentru că acolo este o echipă care trebuie să muncească pentru pacienți. Absolut. Vă promiteam, stimați spectatori, că o să discutăm și despre greșelile medicale. Practic este principalul subiect al emisiunii de astăzi. În această săptămână a fost demarată o serie de dezbateri ample legate de greșelile comise de cadrele medicale și tot pe dumneavoastră, domnule profesor, vreau să vă rog să ne explicați ce înseamnă o greșeală medicală și care este diferența dintre un medic care face tot posibilul să salveze vieți, pentru că asta este menirea sa, dar poate nu reușește, și un medic care greșește. Cine stabilește care este greșeala medicală? Cine stabilește unde este granița dintre o eroare, o greșeală și neputință? Întâi de toate, în sistemul medical lucrează oameni. Oamenii sunt supuși erorii, deci oamenii pot greși. Asta este un lucru care trebuie să-l asumăm de la început. Deci noi medicii putem greși. Începând cu 2 noiembrie, ne-am propus să aducem în dezbatere publică câteva elemente esențiale în ceea ce privește actul medical. Bunătățirea relației medic-pacient și, bineînțeles, primul subiect este greșeala medicală. Acest lucru s-a întâmplat pe 2 noiembrie, urmează alte dezbateri pe 16 noiembrie la Timișoara, pe 23 noiembrie la Târgu Mureș și din ianuarie la Cluj, Iași și Craiova. În aceste dezbateri avem împreună corpul profesional, medicii, societatea civilă, asociațiile de pacienți și, bineînțeles, jurnaliștii. Noi trebuie să dezbatem ceea ce se întâmplă. Deci plecăm de la această premisă, da, greșeala medicală există. Greșeala, pentru că suntem oameni și putem greși. Acum, în sistemul medical sunt mai multe tipuri de greșeli. Greșeli care nu se văd, greșeli care se văd. Greșeli care produc vătămare pacientului, greșeli care nu produc vătămare pacientului. Până ne interesează toate tipurile de greșeli. Pentru că numai identificându-le, noi putem să le corectăm. Ne trebuie să facem un sistem perfectibil. Trebuie să creștem fiabilitatea sistemului medical, identificând greșeala și
corectându-o. Asta este ceea ce ne propunem noi. De fapt, ne propunem o schimbare de paradigmă. Nu că o inventăm noi, acest lucru îl împrumutăm din cultura europeană și nord-americană, unde încă din anii 90 s-a făcut această trecere de la blamarea personalului medical spre cauzele de sistem și organizație, de spital. Organizația Mondială a Sănătății spune că greșeala medicală nu aparține unei persoane, unui medici, este o greșeală a sistemului. Și este foarte corect. Pe noi ne interesează să identificăm, indiferent care este, că este ascunsă sau nu este ascunsă, această greșeală va produce mai târziu victime. Noi trebuie să o înlăturăm. Asta este obiectivul nostru esențial și trebuie să avem o dezbatere sinceră cu toată lumea, cu toți factorii implicați. Domnule Fotin, în ce măsură sunt raportate aceste greșeli medicale în sistemul nostru sanitar și câte spitale raportează, câte nu raportează? Există date concrete în acest sens? Acum, ca să vă răspund la întrebare, aș pleca de la ce menționa domnul profesor și de la câteva aspecte, să le spunem, internaționale. Cum spunea domnul profesor, acolo unde factorul uman intervine, situația este supusă greșeli. Acest lucru nu se întâmplă doar în România, este o situație la nivel global și tocmai pentru că nu este o particularitate a unui anumit sistem sau altul, organisme internaționale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, OCDE, au Consiliul Uniunii Europene, au abordat acest aspect și au trasat inclusiv niște linii directoare, să le spunem, țărilor lumii cu privire la abordarea acestui aspect. Cum spunea domnul profesor, până în anii 90, într-adevăr, o eroare medicală cu sau fără prejudicii aduse pacientului era atribuibilă persoanei medicale respective, personalului medical implicat, ulterior constatându-se pe baza investigațiilor că de fapt greșeala aparține unui întreg sistem, chiar dacă teoretic sau aparent doar un cadru medical era implicat. Plecând de la acest aspect, Consiliul Uniunii Europene a recomandat statelor membre Uniunii Europene implementarea de măsuri fundamentate pe 11 arii, plecând de la implementarea de sisteme de raportare, plecând de la principiu că ceea ce cunoaștem că se întâmplă, așa cum spunea domnul profesor, putem îmbunătăți, din greșeli putem învăța, repet, cu sau fără prejudicii aduse pacienților. Și ajungând în România, România are o legislație la acest moment de raportare a evenimentelor asociate asistenței medicale. Din definiția lor, acestea nu cuprind erorile medicale care nu aduc prejudicii pacienților, dar care sunt de altfel foarte importante pentru aceste evaluări despre care spunea și domnul profesor, pentru că ele constituie baza minimizării riscurilor pentru cele care aduc prejudicii pacienților. Prin urmare, există în România o diferență de nuanță între definițiile eroare medicale, eveniment advers asociat asistenței medicale, în sensul că România s-a aplicat mai mult asupra celor care cauzează diverse prejudicii pacienților. Plecând de la aceste diferențe, există într-adevăr, începând cu 2017, un sistem de raportare a acestor erori medicale, evenimente adverse asociate asistenței medicale, practicat de către unitățile spitalicești, care se află în proces de acreditare al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, și care a fost, să spunem, mai evoluat în ultimii ani, dar totuși se constată că aproximativ 40% din unitățile spitalicești încă nu raportează incidente mult, sau erori. E o cifră mare. Mult, ceea ce înseamnă că încă nu avem acea cultură de a identifica și de a recunoaște aceste lucruri. Sigur,
trebuie să nu uităm că și identificarea de multe ori este supusă blamării, este supusă, în fine, analizei tuturor pricepuților sau nepricepuților în domeniu. Prin urmare, ar putea să fie și aceasta o cauză pentru care lucrurile nu sunt încă scoase și puse pe masă așa cum colegiul își dorește de data aceasta, pentru că, într-adevăr, în fine, trebuie să schimbăm un pic și mentalitatea noastră de a privi lucrurile. Raportarea se face în mod anonim. Modelele de raportare la nivelul Uniunii Europene, dacă ne referim la ea, sunt diverse, dar față de România există pârghii, există și mentalitatea în general, aceea care este necesară raportării acestor reacții adverse. Știți că noi am mai vorbit, una dintre erorile medicale identificată și în cadrul acestor tipuri de raportări sunt infecțiile asociate asistenței medicale, cele mai multe. Infecțiile nozocomiale, să înțeleagă telespectatorii, că așa le denumim. Prin urmare, vorbeam și cu ocazia emisiunilor legate de acest subiect, că faptul că nu sunt raportate acele infecții nozocomiale, se poate întâmpla această subraportare și din cauza efectelor secundare apărute urmare raportării. Ce se întâmplă dacă totuși raportăm? Păi managementul e tras la răspundere, păi inspecția sanitară vine în control, sancționează, amendează. Este vorba de mentalitate. Se creează o anumită percepție cu privire la unitatea medicală respectivă. Da. Pe când mentalitatea de care vorbim acum și pe care o au statele membre, plecând de la premiza inițială despre care discutam, că oriunde astfel de erori se întâmplă, sunt acelea de a nu blama, de a anonimiza, de a nu căuta un vinovat, și de a vedea care sunt problemele sistemului care au condus la acea problemă și de a îndrepta lucrurile alea. Poate problemele sistemului medical, domnule profesor, stau la baza acestei percepții câteodată greșită pe care pacienții o au cu privire la anumite cadre medicale. Da, e foarte corect. Până la urmă, cadrul medical, personalul medical este confundat cu sistemul medical. Orice ne-a ajuns în sistemul medical, care este un sistem medical precar, trebuie să recunoaștem cu toții, avem un vinovat care este în fața noastră și ăla este medicul sau asistenta sau cineva din personalul medical. Dar aș vrea să fac o completare la ceea ce a spus foarte frumos și foarte bine domnul dr. Fortin. Noi, colegiul, ne dorim rezolvarea, nu dorim numai raportarea. Că, într-adevăr, acest sistem birocratic, la un moment dat, nu este foarte prietenos. Noi dorim rezolvarea colegială. Când un caz nu are o finalitate pozitivă, are o finalitate defectuoasă, noi trebuie să facem o analiză colegială între noi, între colegi. De ce nu a mers bine acolo? Și să stimulăm această cultură a... Da, eu sunt vinovat, eu am greșit, dar dumneavoastră să nu greșiți. Nu trebuie să mergem exact ceea ce se întâmplă în vestul Europei sau în aviație. Noi copiem modelul din aviație. Să stimulăm oamenii să recunoască greșeala, să nu pedepsim. Din contră, noi trebuie să stimulăm omul care vine cu... Pentru că recunoașterea înseamnă îmbunătățirea sistemului și în următoarea etapă lucrurile vor merge mult mai bine. Vreau să le transmit telespectatorilor că subiectul erorilor medicale este unul intens dezbătut la nivel mondial, nu doar în România. Unii medici au curajul să recunoască atunci când greșesc și explică în ce fel un cadru medical poate învăța din aceste greșeli. Haideți să urmărim împreună un material în acest sens și continuăm discuțiile. You never forget them. I mean, I've been out of practice for 22 years, but I clearly remember the serious mistakes I made. One that would be helpful to talk about, I think, was I was a pediatric surgeon, so I operated on children. And one of the serious mistakes I made was failing to operate on a child who had bleeding from the intestinal tract.
I delayed surgery so long that she ended up dying from this. And as far as I was concerned, it was entirely a judgmental error on my part. The teaching and my experience, I was fairly experienced at that time. I've been out of residency for 10 years or more. The teaching and my experience was that bleeding from the stomach in children always stops. You don't need to operate on them. And in fact, there was a fair amount in the literature about how it was wrong to operate on these people because you didn't need to. Am văzut așadar că unele greșeli pot fi generate nu neapărat dintr-o greșeală propriu-zisă a medicului. Domnule profesor, ce sancțiuni sunt prevăzute de legislație pentru medicii care greșesc și cine și cum stabilește dacă e vorba de malpraxis sau nu? O întrebare foarte corectă și este un subiect care ne interesează foarte mult pe noi. Partea vătămată trebuie despăgubită. Asta este fără îndoială, este un obiectiv și noi trebuie să ajutăm ca o vătămare să fie să victima unei greșeli medicale să își primească o despăgubire corectă. Ce are de făcut pacientul care așa trebuie să meargă în civil? Deci este un proces civil. Procesul civil va cere ajutorul Comisiei de Malpraxis de la DSP și această comisie stabilește că este sau nu este malpraxis. Și pe măsură ce spune că da, este malpraxis, atunci se merge mai departe spre despăgubire. Din nefericire, în România acest lucru nu merge foarte bine. Nu merge. Era următoarea întrebare, dacă funcționează sau nu. Nu funcționează și asta este principala noastră îngrijorare. Noi încercăm să ajutăm sistemul juridic civil să funcționeze mai bine. Cum locuind aceste comisii de la DSP cu experții juridici medicali, experți specializați în domeniul medical. Asta este ceea ce noi propunem. Noi deja la nivelul Colegiului Medicilor din România avem un corp de experți juridici care pot oferi consultanță în caz de lisăcere din partea unui judecător. Deci acesta este primul pas. Deja eliminăm o barieră birocratică. Apoi medicul care a greșit. Oricare din noi poate să greșească. Și în orice domeniu. În orice domeniu. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Noi ne trezim singuri. Noi plătim o poliță de malpraxis, unei companii de asigurări, dar în fața judecătorului suntem singuri. Compania de asigurări nu este lângă noi. Și aici trebuie din nou o modificare legislativă care să facă ca această companie de asigurări să fie lângă noi. Și atunci pacientul își va primi despăgubirea corectă, care este stabilită de judecător și medicul își merge mai departe cu viața, înțelege din greșeală. Greșeala trebuie să fie transmisă mai departe, trebuie să facem niște conferințe focusate pe greșeli medicale. Noi trebuie să schimbăm, exact cum a fost domnul profesor de la Harvard, exact acest lucru să se întâmple și la noi. Noi trebuie să mergem în public, în fața colegilor noștri, într-o dezbatere colegială, să spunem, uite cum am greșit eu, păi să nu greșiți așa. Asta este ceea ce vrem noi să facem. Și asta va fi în beneficiu tuturor, și al nostru, și al pacienților, și a societății în general. Dar pentru a se întâmpla acest lucru ar mai trebui și ca societatea poate să-și schimbe puțin mentalitatea cu privire la acest aspect. Corect, a spunea foarte corect. Trebuie să ne schimbăm cultura, adică să trecem de la blamarea, acțiunea de blamare. Dar în România noi așa suntem obișnuiți. Noi căutăm vinovatul și îl pedepsim. Dar în orice domeniu, așa se întâmplă. Căutăm, facem o comisie disciplinară și un vinovat, găsim un vinovat care poate să fie dat afară. Dar asta înseamnă o garanție că nu se va mai repeta greșeala, aceea greșeală? Nu. Nu. Am pedepsit pe cineva și atât. N-am învățat nimic din asta. Vă propun să mergem într-o foarte scurtă pauză, după care o să vedem cum putem face pentru a stimula raportarea și cum putem învăța din greșeli. Este foarte ușor de spus, dar foarte greu de realizat acest lucru. Discutăm despre toate acestea imediat, după o scurtă pauză. Am revenit în direct și discutăm în continuare despre greșelile medicale cu domnul profesor dr. Daniel Coriu și cu medicul Nicolae Fotin. Mulți medici se plâng că există o anumită agresivitate față de ei în procesul de practică profesională care stimulează
Medicina defensivă, domnule profesor, este reală această practică și v-aș mai întreba ce consecințe are medicina defensivă? Mulțumesc pentru întrebare. Da, medicina defensivă este o realitate și în România. Conform definiției, medicina defensivă înseamnă că deciziile medicale sunt luate pentru a evita un potențial conflict litigios, nu pentru ceea ce este mai bine pentru pacient. Cu alte cuvinte, vom face tot ceea ce este bine să ne acoperim noi ca medici în caz de lucruri nu mai bine, în caz de eșec terapeutic. Adică pacientul nu va merge bine, noi să fim acoperiți. Asta înseamnă medicină defensivă. Bineînțeles, principala consecință va fi asupra actului medical. Pacientul este cel care pierde. Înseamnă analize în plus, analize nenecesare, înseamnă consulturi nenecesare și costuri enorme. De exemplu, în Statele Unite se estimează undeva la 30-60 de miliarde de dolari, cam 3% din cheltuielile pentru sănătate, iar în Italia în jur de 10% din cheltuielile pentru sănătate. Să vă dau un exemplu din practica mea curentă. În urmă cu 3 săptămâni sunt sunat seara la ora 9 de către o colega mea de gardă de hematologie. A fost chemată în secția de terapie intensivă a Institutului CCE Iliescu de chirurgie cardiacă pentru un consult la o doamnă de 40 și ceva de ani, aflată acolo pentru o tumoră mediastinală, adică este o tumoră enormă între plămâni, care îi prindea inima și practic inima nu mai putea să bată. Era ceea ce noi numim tamponadă. Bineînțeles, cu o tamponadă care era declanșată de lichidul din pericard. Bineînțeles, colegii de la chirurgie cardiacă i-au făcut o incizie, ceea ce se numește pericardotomie, ca să încerce să ajute inima, dar nici așa inima nu funcționa cum trebuie. Avea o fracție de ejecție undeva la 20%, deci foarte, foarte mică. Și colega mea mă sună, ce face ea? Am zis, roagă colegii de la chirurgie cardiacă să-ți facă o mică biopsie din tumoră, așa, după care tu imediat începi chimioterapia. Așa a făcut. Rezultatul, în 5 zile, pacienta a fost pe secție la mine, tumora s-a topit, lucrurile au mers bine, salvată. Dacă noi ar fi fost să respectăm protocolul, să ne luăm după reguli, după ghid, după tot ceea ce înseamnă, trebuia să așteptăm în examenul histopatologic, asta înseamnă 5 zile, pacienta era pierdută. Asta înseamnă asumare. Asta noi trebuie să avem o medicină de curaj la un moment dat. Și acest lucru este, să spunem, este un exemplu la limită, dar în absolut toate specialitățile, în special cele chirurgicale, în chirurgie cardiacă, în ortopedie, în obstetrică, ginecologie, toate specialitățile chirurgicale sunt expuse la astfel de situații. Când ne întrebăm, intrăm sau nu? Avem un caz în care este dificil, are și fibrilația atrială, are și aia și aia. Pe atunci doctorul se întreabă, dar de ce ar trebui să intru eu? Hai să las pe altcineva. Și atunci pacientul se pierde pe drum. Asta frica de asumare. Dar pentru că există niște consecințe. Absolut corect. Pentru că avem cazuri, colegi care sunt în anchetați de polițiști, pentru că în caz de greșeală medicală, sunt un rezultat nefavorabil, pacientul poate să aibă acest drept să ne reclame la poliție, ne reclame la procuratură și noi suntem anchetați de poliție sau de procuratură pentru o decizie medicală luată, noi spunem în interesul pacientului, dar poate rezultatul nu este cel așteptat. Mai avem 3 minute din emisiune și vreau să-l întreb și pe domnul doctor Fotin, cum facem să schimbăm această mentalitate? În primul rând, e vorba de noi ca popor, de pacienți care sunt reticenți cu privire la actul medical și ulterior mentalitatea cadrelor medicale care, iată, vorbeam de raportare, poate se feresc să raporteze tocmai pentru că au parte de consecințe extrem de grave. Și n-ar trebui să fie așa. Ceea ce există deja ar trebui lucrat și îmbunătățit în sensul extinderii unităților sanitare care să raporteze, pentru că spuneam că acum raportează doar unitățile spitalicești, dar și ambulatoriu și alte tipuri de unități sanitare pot la fel de bine să raporteze, pentru că și acolo pot exista tot soiul de erori care ar putea să conducă la analize și la îmbunătățire. Crearea acestei culturi organizaționale, care nu este un lucru ușor, la nivelul fiecărei unități sanitare, spitalicească sau ambulatorie,
de încurajare a identificării de riscuri și de erori și de raportarea acestora prin această asumare. Pentru că exemplul dat de domnul profesor, într-adevăr, trebuie să ne rămână în cap. Dacă pacienta respectivă nu reacționa sau reacționa prost la decizia medicală de ultimă instanță, de altfel luată, respectiv administrarea chimioterapiei, sau făcea o reacție adversă chiar la chimioterapie și sfârșitul nu era cel așteptat sau dorit, acea avalanșă despre care vorbeam se întâmpla cu siguranță. Atunci când lucrurile se întâmplă bine, sunt de la sine înțelese, spunem, da, medicii fac minuni sau... Sau și-au făcut datoria. Doar că trebuie să știm că, într-adevăr, datoria este uneori între niște parametri procedurali, ok, care și ei trebuie implementați la nivelul fiecarei unități sanitare, dar aceste analize de erori, cu sau fără prejudicii aduse pacientului, pot îmbunătăți această cultură și pot învăța. Acesta poate fi un model de așa da dintr-o perspectivă sau așa nu din altă perspectivă. Important este cum este el împărțit la nivelul comunității medicale, discutat cu ceilalți medici din acea specialitate și, într-adevăr, legat de celelalte aspecte, probabil vom avea emisiuni ulterioare. Cu siguranță și cu mare drag vă mai aștept, domnule profesor Coriu, și cu altă ocazie în platoul B1 TV. Ne oprim aici, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule doctor Fotin. Ne revedem data viitoare. Le mulțumesc și telespectatorilor că ne-au urmărit. Aceasta a fost emisiunea 360 Medical de astăzi. Sunt Aneta Sângiorzan. Și vă dau o întâlnire miercuri, dacă nu mă șel, la 14 fix. Colega mea, Andreea Muraru, vă așteaptă la Top B1, numai bine.